Judecătoarea Domnica Manole a fost aleasă din nou în funcția de președinte al Curții Constituționale. Decizia a fost adoptată astăzi cu votul majorității judecătorilor de la Înalta Curte. În ajun, judecătorul Nicolae Roșca și-a dat demisia din funcție de președinte al Curții Constituționale. Anunțul a fost publicat pe site-ul Curții, fără a fi menționate alte detalii. Demisia lui Roșca a venit imediat după ce Instanța Supremă a declarat neconstituțional un articol din legea cu privire la procuratură, în baza căruia a fost evaluat și ulterior demisia procurorului general Alexander Stoianoglu. A doua zi după demisia lui Roșca, Domnica Manole a fost realeasă în funcție de președinte al Curții Constituționale. Manole a revenit în această funcție după o pauză de 6 luni. Reamintim că magistrata a fost la conducerea Curții Constituționale timp de 3 ani, din aprilie 2020 până în aprilie 2023, și a fost decorată cu titlul de veteran al sistemului judiciar de către Consiliul Suprem al Magistraturii. Manole și-a început cariera de judecător la judecătorie sectorului Ciocana din Chișinău. Numele ei a devenit cunoscut publicului larg în timpul activității sale la Curtea de Apel Chișinău, unde a fost membră a completului pentru cauze civile și administrative. În 2013, Domnica Manole a luat decizia de a închide postul de televiziune NIT, cerând un precedent pentru Republica Moldova. Anterior, Manole a avut un proces de judecată cu implicarea jurnaliștilor. Tot ea a examinat cazul membrilor organizației Hyde Park, care și-au apărat dreptul de a protesta. Aceștia nu au găsit dreptate în persoana Domnicei Manole, așa că au apelat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și au câștigat procesul. În total, numele ei apare în 2 cazuri pierdute de Moldova la CEDO, în care guvernul a plătit 10.000 de euro pentru despăgubiri. În 2017, Domnica Manole a înaintat personal o plângere în această instanță după ce a fost demisă de la Curtea de Apel. Răspunsul de la CEDO a venit în luna iulie a acestui an. Instanța a recunoscut că i-a fost încălcat dreptul de libertate de exprimare, fiindu-i acordate despăgubiri în valoare de 9.500 de euro. La această sumă se adaugă și cei 800.000 de lei care trebuiau să fie plătiți anual această în calitate de daune morale pentru tragerea nejustificată la răspundere, după ce a fost demisă de la Curtea de Apel. Potrivit portalului anticorupție.md, care face trimitere la declarația devenit a judecătoriei în anul 2022, Domnica Manole a câștigat peste 1 milion de lei, cea mai mare parte a venitului fiind din salariu. De menționat că salariul mediu a unui magistrat în 2022 a fost de aproape 54.000 de lei pe lună. Alte peste 23.000 de lei Domnica Manole le-a încasat sub formă de pensie.